Bună seara și bun găsit la Vocile Iașului, vă spune Ovidiu Mihăiuc. Discutăm în această seară cu un personaj ieșean, practic, o voce a Iașului, nu mai are nevoie de prezentare. Este vorba despre Mihai Răzvan Ungureanu. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și îi salutăm pe toți cei care se uită la noi în seara asta. Timpul este prețios, de aceea am preferat să sar peste o introducere a unei emisiuni clasice. Dacă ați mi-a spus că sunt ieșeane destul. Întotdeauna loial este un volum al dumneavoastră, un volum de discursuri, conferințe și interviuri susținute de dumneavoastră în perioada în care erați ministrul afacerilor externe. Se vorbește despre faptul că loialitatea este o calitate foarte importantă în politică. Și din punctul dumneavoastră de vedere, este adevărat? E foarte adevărat. Depinde acum ce ar căuta un cetățean în momentul în care se uită către omul politic. Dacă se grăbește să caute loialitatea, îl dezamăgesc. Loialitatea nu este în momentul de față în politica românească o calitate. Nu e niciun defect. Pur și simplu nu contează. Pe de altă parte, loialitatea, după cum știți, este produsul unui contract moral între oameni sau între un om și o instituție. Și e firesc să se construiască pe asumarea unor valori. Ești loial, de fapt, valorilor, în primul rând, nu neapărat unor... Nu liderului. Nu neapărat unei construcții umane, unei ființe umane. De asta e și foarte rară loialitatea, pentru că mulți sunt tentați să judece în termenii calculului personal și atunci loialitatea poate să nu existe. Se construiește un partid pe această calitate, să spunem loialitatea, pentru că foarte mulți lideri politici vorbesc despre acest lucru. Caută loialitatea mai mult decât performanța unor membri de partid? Loialitatea este inerentă unei structuri de partid, dar nu este loialitate față de lideri. Deci nu este loialitate în sensul îndeplinirii orbește a unei dispoziții de partid. E loialitatea față de valorile care fundamentează existența unui partid, față de principiile pe care un partid se construiește. De fapt, loialitatea este o formă de respect față de propria alegere. În momentul în care alegi să fii membru de partid, înseamnă că principiile, etica acelui partid, acțiunea acelui partid sunt pentru tine ușor de înțeles și le susții. Atunci, prin tot ceea ce faci, ești loial partidului, valorilor sale, eticii sale, cum spuneam, și te adaugi în acțiunea sa. Adică faceți o diferențiere între loialitate și disciplina de partid. Și vorbiți și despre etică. Mai există etică politică în viața politică de la noi de astăzi? Ar trebui să existe. Ar trebui să existe. Deseori, colegii mei de partid mă întreabă, bun, putem despărți politica și exercițiul politic intern de moralitate? Și eu spun, evident că nu. Pragmatismul nu înseamnă lipsă de moralitate. Iar partidul căruia aparțin, Forța Civică, este un partid care o spune des. Ceea ce ne interesează este să redăm cetățenilor României, nu membrilor de partid, cetățenilor României, o valoare pe care partidele tradiționale au uitat-o. E vorba de respect. Respect față de așteptările oricărui cetățean. Ceea ce înseamnă să-i poți oferi posibilitatea să vadă în tine, membru al Forței Civice, un reprezentant real al dorințelor sale, al așteptărilor sale, al exigențelor sale. În momentul în care stabilești legătura cu cetățenii României, tu partid, tu membru de partid, membru al unei comunități active politic, pe acest temei, atunci relația dintre cetățeanul care așteaptă și te susține și tu, instrument al democrației, e directă. Partidele tradiționale, de care noi ne despărțim în acțiune, construcție, etică și așa mai departe, sunt partide care și-au pierdut de mult legătura consistentă, nu doar cu propriul electorat, cât cu marea majoritate a cetățenilor României. Ați amintit puțin mai devreme despre pragmatism.
Ați fost premier al României o perioadă, susținut de Partidul Democrat Liberal. Care a fost sau cum vă caracterizați dumneavoastră propria loialitate față de acest partid care v-a susținut până la un punct, să spunem, până la punctul moțiunii de cenzură, în care susținerea nu a fost așa cum vă așteptați? Cum caracterizați dumneavoastră acest raport de loialitate față de un partid care vă susținea în această poziție? Cred că trebuie să introducem aici câteva precizări. În primul rând, nu sunt membru al Partidului Democrat Liberal. Nu am fost membru al Partidului Democrat Liberal. Sunt membru al unui partid care se numește Forța Civică. Nu eram membru al Partidului Democrat Liberal nici ca prim-ministru, măcar. Deci nu vorbim de loialitate în termenii respectării, să spunem, statutului, așa cum se respectă în literă și spirit un statut în acțiunea, în interacțiunea între membrii de partid. Loialitatea însă e față de anumite principii pe care coaliția de guvernare care a susținut guvernul ungureanu, coaliția majoritară care a susținut guvernul ungureanu, le profesa și le exprima public. Și față de acele principii am fost întotdeauna loial, ca să recitez titlul volumului. Tot așa cum întotdeauna am fost loial statului și intereselor noastre naționale și statale în pozițiile administrative pe care le-am ocupat. Când spui că ești loial principiilor, înseamnă că vezi dincolo de frământările politice, de raportul dintre partide, de micile dispute dintre oameni chiar, un obiectiv mult mai amplu și mult mai important, care înseamnă acele principii de care pomenesc eu. Lor fiindu-le loial, ești întărit și poți refuza în momentul în care oamenii îți cer lucruri care sunt împotriva principiilor. Și mi s-a întâmplat acest lucru câtă vreme am fost prim-ministru, ca oameni din coaliția de guvernare să-mi ceară lucruri care intrau în completă contradicție cu principiile cărora eu le eram loial. Credeți că acesta a fost practic locul... Da, vă rog. Numai o clipă, ca să pot încheia. Când s-a terminat, s-au terminat cele 78 de zile, la începutul campaniei, sau mai bine zis, în plin început de campanie pentru alegerile locale, am avut o întâlnire mare, invitat fiind, cu tot ceea ce însemna organizație locală a Partidului Democrat Liberal. A fost o invitație care am dat curs și în fața unei săli de 5.000 de persoane am putut vorbi în numele meu, că a fost premier, unei audiențe constituite din reprezentanții Partidului Democrat Liberal, militanții Partidului Democrat Liberal, care m-au primit cu o căldură entuziastă și cărora atunci le-am mulțumit lor, în primul rând, pentru loialitate în sensul susținerii pe care au acordat-o întotdeauna acelorași principii în care credeam și eu. Este mesajul pe care l-am încheiat cu fiți ungurenii mei. Înțelesul acelui mesaj ținea, de fapt, de înțelesul loialității față de principii. Voiam să vă întreb, pentru că se vorbește sau se spune foarte mult în mediile celor care se ocupă cu științele politice, că eroarea sau una din erorile principale ale unui om politic este aceea de a nu-și recompensa susținătorii așa cum aceștia se așteaptă ca liderul să o facă. Și vorbeați despre faptul că au existat solicitări din partea celor care vă susțineau, coaliția sau membrii ai Partidului Democrat Liberal, care nu sau care contraveneau principiilor despre care vorbiți. Credeți că aceasta a fost ruptura care s-a creat între dumneavoastră și susținători, astfel încât moțiunea a trecut? Vă referiți la susținătorii parlamentari, cum ar da. Teoretic, pentru că da. Ei au contribuit, da. Ei au fost în jocul voturilor de la moțiune. Cauzele căderii guvernului ungureanu sunt mult mai ample și comportă o discuție pe nuanțe. Dar da, am spus nu oricărei încercări de a obține avantaje pe seama susținerii parlamentare acordate guvernului ungureanu.
nu am plecat de la principiul și, într-adevăr, mi s-a reproșat acest lucru, că un guvern este servil față de politicul reprezentat de partide. Guvernul pe care am avut onoarea să-l conduc nu mergea să dea raportul nici în Modrogan, nici la UDMR, nici la UNPR. Nu exista chestiunea aceasta. Nu este o greșeală într-o țară în care politica se face așa cum se face în România? Poate că da, poate că nu. Aș înclina să vă dau dreptate în condițiile în care pragmatismul, vorbind de pragmatism, îl dezbrăcăm de orice haină, de orice principiu etică, de orice principiu etic, ba mai mult decât atât, de orice principiu legal. Dacă pragmatism înseamnă să încuviințezi sau să vină întâmpinarea cererii unui parlamentar care îți spune ajută-mă să fac un fapt ilegal și tu îl poți acoperi ca prim-ministru, atunci acela nu este pragmatism. Am avut asemenea situații. Dar am avut și situații care nu țineau de legalitate, țineau de, până la urmă, de moralitate politică elementară. În momentul în care un parlamentar vine și îți spune vreau bani pentru că trebuie să fac trei drumuri în circumscripția mea sau să ridic o biserică în circumscripția mea. Iar eu știam foarte bine că și într-un caz și în celălalt, în ciuda afișării unui motiv, în spate se află câteva contracte prin care omul politic urma să își aloce o sumă de bani. Răspunsul meu era ferm, nu. Mai mult decât atât, mi s-a părut normal, și asta a fost unul dintre momentele de criză, să aloc bani de la guvern primăriilor pentru a acoperi arieratele, nu parlamentarilor, ca să-și poată face propagandă înainte de alegerile locale, după ce 4 ani de zile nu s-au gândit la asta. Și atunci am avut de ales. Pragmatic ar fi însemnat, da, domnule parlamentar, îți dau tot ceea ce vrei și am de la tine garanția unei susțineri parlamentare. Și continua susținerea pentru guvern. Și ar fi continuat, nu, fără, nu avem nicio garanție că așa s-ar fi întâmplat, că suntem într-o istorie contrafactuală atunci. Dar probabil că mulți, înainte de a sări în barca cealaltă, s-ar mai fi gândit odată. De fapt, nimeni nu mi-a reproșat asta. Ce vi s-a reproșat, de fapt? Un anume tip de inflexibilitate în ceea ce privește obiectivele unui guvern. Mi s-a reproșat, e un rezumat al rezumatului ce vă fac acum. Mi s-a reproșat că e mai puțin un guvern politic, deci care să facă reverențe în fața partidelor care îl susțin. Și mai mult unul tehnocrat. Și mai curând un guvern tehnocrat, care își vede de treabă în mod aplicat, nemțește și care știe ce are de făcut, dar nu iese din cadrele a ceea ce trebuie să facă. Mi s-a reproșat că nu am fost flexibil față de partidele aflate la guvernare. Asta însemna, de fapt, că nu am fost flexibil, pune cuvântul între ghilimele, da? Față de interesele clientelei politice care s-ascundea și s-ascunde în spatele PDL-ului. Să nu ne amăgim că partidele sunt construite cu numai din îngeri. Nu. În spatele partidelor politice se află clientele hămesite. De altfel, avem un exemplu atât de limpede în ceea ce se întâmplă astăzi cu USL-ul. E aproape o axiomă. Da. Ei bine, nu am vrut să dau carne acestor fiare care întotdeauna au stat la mâna guvernanților pentru a se hrăni. Vorbiți despre legalitate, despre modalitatea în care un guvern trebuie să funcționeze și să funcționeze aproape nemțește, ați spus. Nu se adresează acest tip de viziune mai curând unor realități occidentale decât românești? Și când spun asta, nu spun neapărat că în România nu vrem sau ne dorim să ne ghidăm după aceleași reguli ca în, sau să ajungem să trăim într-o societate precum cea din Occident, ci pentru că avem alte cutume care sunt aproape ca niște legi, cutume care vin mai curând din Orient decât din Occident. Puteam să fiu foarte deschis cu dumneavoastră și am să vă întreb, nu vă doriți un guvern care să-și facă treaba, de fapt?
Vrem un guvern care să facă jocuri levantine, să stea la suprafață și să intre, să facă numai spectacol media, cum face actualul guvern, credeți fără că este să se ocupe de treabă? Acum, nu. După ce vi s-a întâmplat chiar acest lucru, un guvern de tehnocrați care să lucreze nemțește, cum spuneți? Nu un guvern de tehnocrați, un guvern care să lucreze tehnocrat, adică aplicat, profesionist, cu soluții și profesioniste. Pentru că parlamentarii am văzut că nu îl susțin. Aici e diferența, nu toți, nu. Sunt mulți oameni care înțeleg lucrul acesta, să nu îi băgăm pe toți în aceeași oală. Da, fără aici generaliza, dar în principiu... Aici e diferența între felul în care am privit atunci și privesc și acum nevoia de modernizare în România, nu pe seama jocurilor politice cu mize mică, ci pe seama unui act de curaj pe care un lider politic, un premier, trebuie să și-l asume. Nu poți fi premier și să stai în bătaia tuturor vânturilor, acomodându-te în relațiile tale cu șefi de partide, cu baroni locali. Nu mai ești premier. În momentul acela ești un om politic condiționat. Iar eu n-am fost un om politic condiționat. Și nu cred că în momentul în care am fost propus spre desemnare, cineva a văzut în mine un om politic condiționat sau condiționabil. Și de aici și reproșul meu profund față de cei care au trădat la sfârșitul lui aprilie. Știați ce premier vă vine. Vă vine un om corect, vă vine un om integru, un om care este pus pe treabă și care 14 ani la rând a făcut exact în același fel administrație. Nu ați găsit un om care să se... ca plastilina să se dea după fiecare formă de relief politic. Nu înseamnă că nu am fost deschis la dialog, nu înseamnă că n-am înțeles anumite chestiuni. Dar acolo unde exista o voință a executivului, pe care premierul și-o asuma în modul cel mai ferm și mai clar cu putință, peste voința aceea nu se putea trece. Nu cred că un premier trebuie să fie la cheremul partidelor care susțin. Partidele susțin în primul rând principiile și implicit omul care le reprezintă și le pune în aplicare. Iar principiile există în programul de guvernare. Atunci, ce avem? Programul o scenă ipocrită absolută în care premierul jură că pune în aplicare programul de guvernare. Că asta face premierul în fața Parlamentului, nu? Că pune în aplicare... Cu mâna pe Biblie. Da. Programul de guvernare sau un premier care de fapt joacă o piesă de teatru proastă. Ei bine, eu n-am vrut să fiu din această piesă de teatru proastă. Și cred că așa s-a stabilit o linie de delimitare foarte clară între ce înseamnă a conduce un guvern în mod occidental, practic asta dorim și să avem, nu? Și o țară care să fie modernă, occidentalizată, construită pe rigori și principii occidentale. Și premieri care sunt bizantini până în măduva oaselor, bizantini în sensul prost al cuvântului, cum este actualul, care nu e un premier. El este pur și simplu o frunză bătută de vânt între curenți de aer contrarii. Baroni locali, prietenii politici, ați prietenii de afaceri și așa mai departe. Un alt fel de dialog cu actualul premier atunci când a venit în Parlament pentru a susține sau a oferi cuvântul de la investitura dumneavoastră. Da, ați remarcat acel moment, multă lume l-a remarcat, pentru că se așteptau de la Victor Ponta, atunci președinte al PSD, la un discurs foarte critic. Iar Victor Ponta atunci a avut într-adevăr un discurs surprinzător. Pe tema colaborării, sigur, de o parte și de alta a baricadelor politice, pe tema colaborării spre binele țării, spre binele comun. Am salutat acest lucru. Pentru că susțineați și dumneavoastră același lucru. Am salutat acest lucru și m-am gândit, amăgindu-mă de fapt, m-am gândit, în fine, este o generație politică nouă care... La începutul anilor 90 avea undeva între 18 și 20-21 de ani. Și care acum ajunge să fie reprezentativă pentru o clasă politică aflată oricum în plină transformare. Evoluția discursului lui Victor Ponta, ulterioară acelui moment, a arătat că de fapt Victor Ponta nici măcar nu credea în ceea ce spunea. Era
un nor de fum aruncat în ochii lumii, în speranța că el poate să apară așa condescendent, amabil. De ce credeți acum că ați ținut acel discurs atunci? Dacă spuneți că ulterior s-a dezis practic de ceea ce a... Sunt două opțiuni. Încerca să spună. Două explicații posibile. Una, că a fost sincer și după aceea, sub presiunea propriului trib politic, a devenit identic cu politicienii vechi ai partidului. Slabă domnului, PSD-ul e plin de oameni aflați la vârstă înaltă și care nu se mai dau duși din politică. Deci adică a trecut de la principiu la acea loialitate pentru la acel partid. La acel pragmatism prost înțeles. Da? Fie pur și simplu a fost un mic joc politic. Care, până la urmă, și într-un caz și în celălalt, Victor Ponta de atunci iese ciobit. Și de fapt îi se dă proba unei enorme lipse de caracter. Pentru că și într-un caz și în celălalt, el n-a izbutit să fie loial principiilor pe care el le-a pronunțat. În momentul în care vorbești, îți asumi o responsabilitate. Ei bine, pe fondul lipsei de caracter, se întâmplă. Totuși, scorul obținut de politicienii, de oameni politici din Uniunea Social Liberală la alegerile din noiembrie, inclusiv de Victor Ponta în propria campanie electorală, în propria circumscripție sau în propriul colegiu, premier fiind, indică faptul că populația îi garantează, îi cauționează politica, modul de a fi ca un politic, modul de a ține discursuri, inclusiv chiar în situații în care le schimbă. Votul din 9 decembrie n-a fost neapărat un vot pentru USL. A fost un vot negativ, puternic negativ, împotriva guvernelor anterioare. Eu îndrăznesc să cred că nu și împotriva guvernului meu. De ce spuneți asta? Pe seama concluziilor sociologice care arătau că acest guvern era un guvern, guvernul ungurean a fost un guvern așteptat și dorit. Și pe seama emoției enorme create în clipa în care o țară întreagă a văzut că Parlamentul distruge și ce este bun, în speranța că își poate asuma mai departe jocul politic, în felul în care îl înțelege el. Spun că a fost un vot profund negativ și a fost un vot pentru un gen de schimbare, dar că, atenție, nu înseamnă transformare, doar schimbare de actori. Ceva de felul, hai să lăsăm și pe ăștia, că ne-am săturat de ăilalți. Știm că sunt la fel. Știm însă că sunt la fel, hai să lăsăm pe ăștia. E bun, riscul este să constați că tocmai cei care au fost votați nu sunt capabili, din păcate, să administreze țara. E altceva deja. Nu mai e vorba de competiție între poftele individuale ale oamenilor politici, câte vor fi. E vorba de incapacitatea de a guverna o Românie. Mai există un contraargument la ce spuneți dumneavoastră și pentru că ați amintit de sondaje de opinie. Sondajele de opinie în acest moment îl creditează pe Victor Ponta cu un foarte mare grad de încredere a populației în Victor Ponta, în premierul Victor Ponta. E natural. E primul ministru al României și este președintele cel mai mare partid din România. Partid bine structurat. E un om care trăiește aproape exclusiv pentru imagine, consumă ziua aproape exclusiv pentru imagine. Eu am uimirile mele pentru că știu ce înseamnă să fii premier. Înseamnă să muncești îndârjit, nu pentru că în viață aș fi fost altfel, dar înseamnă să muncești îndârjit de la prima ora dimineței până la orele mici din noapte, ajungeam acasă la ora 2. Era dificil să fiți prezent așa cum e prezent actualul premier? Foarte dificil. La declarații de presă nu, pentru că acelea pot fi controlate, e o comunicare mediată. Dar să petreci o treime din timpul activ, diurn, pe zi deci, la televizor, mi se pare ceva nemai gândit. E limpede că nu se ocupă de guvernare. Pur și simplu se ocupă de propria imagine. Pentru un om politic face sens. Este o investiție în identitatea ta politică. Dar la un moment dat se plătește lipsa de la guvernare.
Există un decont pe care îl face populația la un moment dat și pe care, evident, ți-l aruncă în spate. Nu poți fi premier doar la televizor. Și subliniez, doar la televizor. Premier trebuie să fii pe scaun la birou. Și trebuie, cum spune neamțul, mă rog, germanul, spune, trebuie să ai Sitzfleisch, spune germanul. Adică trebuie să ai șezut, trebuie să ai o greutate care să te așeze în scaun. Și să nu te facă, să nu te miști din fața hârtiilor. Fiecare decizie pe care o iei antrenează o responsabilitate enormă. Și cum se întâmplă întotdeauna în sistemele birocratice complexe, cei de jos se derobează de responsabilitate și ți-o trimit ție sus, cu tone de rapoarte aferente. În clipa în care îți dai seama de asta, ești foarte atent și te informezi cu minuție pe fiecare argument înainte de a pune stiloul pe hârtie și a semna. Dacă nu ai răbdarea să te informezi, apar gafe, să spunem, asta e varianta cea mai blândă a greșelii, sau erori criminale. Puțină răbdare să cerem și noi telespectatorilor pentru o scurtă pauză. Revenim la discuția cu Mihai Răzvan Ungureanu după câteva momente. Revenim la Vocile Iașului alături de Mihai Răzvan Ungureanu, discuție despre loialitate și nu doar despre loialitate. Domnule Mihai Răzvan Ungureanu. Vă rog. Am văzut în pauză subtitrarea emisiunii noastre. Cui este loial Mihai Răzvan Ungureanu? Am spus evident despre principii. N-am spus însă niciun cuvânt despre prietenii mei și despre oamenii la care țin. Evident că și lor le sunt loial, răspunzându-le sentimentelor cu sentiment. Dar prietenii mei nu mi-au cerut niciodată favoruri. Credeți că cineva greșește dacă vă caracterizează drept un om loial președintelui Traian Băsescu? Sunt loial programelor politice, sau mai bine zis, câtă vreme am colaborat, pentru că s-au scurs ani de zile de colaborare între noi, externele, direcția, ca director al SIE, ca prim-ministru apoi, am înțeles principiile în lungul cărora și-a orientat activitatea de președinte. Le consider și acum ca fiind identice cu ale mele. Sunt un om care susține oricum structural, prin structura mea, nevoia de reformare a statului, nevoia de Europa în România. Sunt un om care, ca și președintele României, are mult mai puțină disponibilitate de a cauționa, de a ierta, de a înțelege politica de categorie joasă sau amestecată cu afacerile ilicite. Și aș putea continua. Am foarte multe puncte comune în gândire cu președintele României. Aveți și puncte în care vă despărțiți? Da, avem și teme asupra cărora, evident, nu putem fi de acord, dar ceea ce nu înseamnă că dialogul nu le acomodează. Puteți să ne exemplificați? Ar trebui să mergem înapoi în istorie. Sunt, au fost și chestiuni punctuale asupra cărora am avut păreri diferite. Spre deosebire de mine, președintele Băsescu are o doză de experiență administrativă și politică mult mai mare decât a mea. Chiar dacă biografiile noastre nu se suprapun. El este un inginer, este comandant de navă, toate lucrurile astea structurează o personalitate într-un anume sens. Eu sunt profesor, eu am lucrat foarte mult timp, peste 20 de ani, cu oamenii tineri și am responsabilitate, așa cum el a avut responsabilitate. Dacă vă referiți la raport, de formare personală, sigur, da. Sunt diferențe. Sunt diferențe foarte mari. Clar, așa biografic. Cum el, așa cum un comandant de navă înțelege autoritatea într-un sens foarte apăsat, pentru că răspunde de soarta celor care se află pe vapor. Profesorul are responsabilitatea ceea ce spune și a ceea ce face, știind că rămâne în mintea generațiilor care sunt în bănci. Dar chiar și cu această deosebire de background profesional și emoțional,
principiile de acțiune administrativă și politică sunt într-o foarte mare măsură identice. Am învățat foarte mult de la el, de fapt. Și consider că într-o mare măsură acțiunile mele politice ulterioare căderii guvernului au fost influențate de felul în care am înțeles experiențele petrecute alături de președinte, președintele Băsescu. Dacă ne referim la acel moment, din nou revin la acea moțiune de cenzură, președintele Traian Băsescu a fost atunci, din cum ați perceput dumneavoastră, a fost atunci mai curând dezamăgit de coaliția care nu v-a susținut așa cum ar fi trebuit, sau a fost dezamăgit de faptul că dumneavoastră nu ați reușit să continuați cumva mandatul într-un fel sau altul, cu anumite compromisuri, să le spunem. În politică, compromisul e ceva natural, până la urmă. Dar el n-a fost un om care să-mi fi cerut compromis. Dimpotrivă, a fost cât se poate de ferm, alăturându-i se vocea lângă a mea, în momentul în care, de exemplu, am cerut ca primăriilor să li se plătească arieratele. A fost o celebră scenă cu Ungureanu care iese din ședința de coaliție trântind ușa. Acolo a fost momentul de maximă tensiune, de fapt, între mine și coaliție pe această temă. Și aici am gândit la fel, președintele și premierul. Bani către primării, nu bani către parlamentari. Asta era o chestiune clară. Era un obicei vechi să pui amendamente la buget pentru parlamentari, în așa fel încât fiecare să-și mai poată face, cum spuneam, 3 metri de drum, fără să existe un plan coerent în cap. Ci ideea că, în felul ăsta, mica clientelă politică este fericită să mai primească câte un contract mic cu statul. A dispărut acest obicei? Nu, câtuși de puțin. A dispărut pentru 78 de zile, n-a dispărut în 23 de ani. Vă imaginați că nu poți extrage un reflex în 78 de zile. Dar toate guvernele au practicat chestiunea asta. S-a practicat până la mine, să practică după mine. Asta face USL-ul azi. Dar acolo am fost în egală gândire cu președintele. Finalul guvernării n-a însemnat dezamăgire în sensul larg politic al cuvântului. Am avut și avem aceleași dezamăgiri în materie de oameni. Apropo de loialități, am avut aceleași surprize dezamăgitoare despre oameni care erau pregătiți să-și vândă la propriu afilierea politică, dar încercau să vadă unde, pe ce tarabă se află lucruri mai interesante, pe a lui Ungureanu cu Băsescu sau pe taraba USL-ului. Au ales USL-ul, bineînțeles. Care a fost cea mai mare surpriză dezamăgitoare? Nu vă așteptați să dau nume, că n-am cum să fac așa ceva. Respect un om chiar și când greșește. Și consider că are dreptul la propria demnitate și la un dram de respect din partea noastră. Nu. Dar a fost o lecție foarte interesantă. Cred că o lecție, un tip de experiență și pentru președintele Băsescu, care a crezut inițial în constituirea unui guvern care este și politic și cu comportament tehnocrat în același timp. V-am adresat această întrebare verificând totuși o ipoteză. Am găsit comentatori care vorbeau despre faptul că Mihai Răzvan Ungureanu l-a dezamăgit pe Traian Băsescu. Traian Băsescu nu-i va mai acorda o a doua șansă. Credea că Mihai Răzvan Ungureanu va rămâne într-adevăr premier multă vreme și va câștiga și alegerile. Asta era și proiectul inițial. Doar că în politică nu gândești în termenii dezamăgirii. Gândești din punctul acesta de vedere, da? Nu ai o emoție personală. M-a dezamăgit și... Nu. A fost o experiență care s-a încheiat cum s-a încheiat. Ce înseamnă în cazul acesta a doua șansă? Eu am primit nenumărate șanse din partea președintelui Băsescu, dar mai există și momente când trebuie să te gândești să-ți construiești și tu șansa pentru a se întâlni cu dorința altcuiva de a te ajuta. E motivul pentru care, odată plecat de la guvern, am înființat alături de încă 3 amici, Cristian Preda, Monica Macovei și Ioan Stanomir, Inițiativa Civică de Centru Dreapta, iar proiectul politic al Inițiativei Civice este partidul numit Forța Civică, al cărui membru sunt. Și atunci am zis, bun, iată,
începi să creezi șanse, nu doar să aștepți șanse. De asta nu sunt de acord nici cu ideea că președintele nu dă a doua șansă. Președintele nu e un parior. Și în genere, politica la nivelul acela nu este o politică de pariu sportiv. Este o politică în care lucrezi cu materialul clientului, când îl ai, îți asumi riscuri și îți asumi consecințe. În alegerile din alegerile parlamentare din toamnă, ați anunțat inițial că veți candida la Iași. Am spus că mă gândesc să candidez la Iași. Corect. Deci ați spus că vă gândiți să candidați la Iași. E adevărat că, așa cum am urmărit reacțiile din mass media din Iași în acea perioadă, așteptările erau mari. Ați decis să mergeți la Arad. Ați construit acolo proiecte politice. Ați ales acest oraș pentru că era mai sigur decât Iașul. Era mai sigur pentru dumneavoastră să vă asigurați un mandat de senator? Sau au fost alte calcule? În primul rând, la Iași, da, m-am gândit prima dată să candidez la Iași. E foarte adevărat, așa era și natural și păstrez în continuare un regret că în circumstanțele închegării și funcționării Alianței România Dreaptă n-am putut să fac așa cum mi-ar fi îndemnat sufletul să fac în acel moment. Și îmi nuanțez puțin întrebarea. Unde sau cum caracterizați loialitatea față de orașul Iași? Ah. Odată cu o să ajung și la aceasta. Vă rog. Apoi am constatat, evident, că la Iași organizația Forței Civice era abia la început, foarte slăbită, iar organizația locală PDL, deci cea pe care m-aș fi putut sprijini pentru a putea genera succes în lupta electorală, era împărțită între 5-6 personalități, fiecare cu programul propriu, cu orgoliu propriu și așteptări complet diferite de ale celorlalți. Invitația am primit din foarte multe locuri din țara însă. Cunoscându-l pe primarul Gheorghe Falcă, știind că acolo are o organizație rodată și în același timp am o filială puternică a Forței Civice acolo, am mers împreună în acest tandem. Un tandem care până la urmă s-a dovedit de succes. Ceea ce evident nu înseamnă că am plecat din Iași. Dar acum și-a făcut loc în sufletul meu și o a doua adresă, care este Aradul. Deci la capătul diametral opus al țării. Și mă bucur să o pot spune la Iași că oamenii din Arad pe care i-am întâlnit acolo și pe voturile cărora am contat sau pe atenția cărora contez în continuare și cărora sunt datori, se apropie într-o foarte mare măsură de ieșenii pe care îi cunosc eu. Sunt serioși? Sunt oameni care au o identitate locală puternică, aptă să facă diferența dintre ei și Dâmbovița. În sensul rău, în sens rău pentru Dâmbovița și sens bun pentru ei. Sunt oameni foarte sobri și sunt foarte primitori și foarte calzi. Odată ce te cunosc și te acceptă ca fiind al lor. Așa că vă pot spune că în momentul de față, fără să îmi abandonez orașul natal în vreun fel, în inima mea există două destinații care se numesc acasă. Nu doar una. Deci sunt îmbogățit, nu sărăcit. Dar în acest moment construiți proiecte politice pentru celălalt oraș. În acest moment, Arad. Depinde ce înțelegeți prin proiect politic. Dacă vă referiți la Arad, capitala europeană, da. Promisiunile făcute de dumneavoastră sau ceea ce v-ați propus în campanie electorală și ce ați propus? Bun, este și normal. Am fost ales de acea comunitate și sunt dator acelei comunități să încerc să rezolv chestiunile importante pe seama cărora am primit încredere. E natural să fie așa. Dar ambiția mea nu este să reprezint doar orașul Arad. Ambiția mea este să reprezint și pe ieșeni. Ambiția mea este să reprezint pe fiecare cetățean al României.
Asta este, de fapt, ceea ce aștept. A fi senator nu înseamnă doar să te uiți spre circumscripția ta, eliminând din șirul intereselor, al preocupării politice, chestiunile de ordin național. Eu mă adresez și chestiunilor de ordin național. Iar dacă, de exemplu, și o spun profitând de ospitalitatea dumneavoastră, dacă ieșenii se consideră reprezentați, se pot considera reprezentați de Mihai Răzvan Ungureanu, omul care a petrecut la Iași jumătate din viața sa, da? Am plecat de aici la 28 de ani, acum 44, mai bine de jumătate, la fel. Vă doresc, mulțumesc. Dacă se simte reprezentați de Mihai Răzvan Ungureanu, chiar dacă e senator de Arad, îi pot reprezenta în Parlament. Nu contează că am fost ales acolo. Contează să înțeleagă că au un reprezentant în Parlament și aștept în felul acesta să-mi iasă în întâmpinare. O ultimă întrebare legată de această campanie electorală din luna noiembrie. S-au vehiculat cifre, sondaje de opinie în acea perioadă, îmi amintesc. Vorbeau despre 30% pentru Mihai Răzvan Ungureanu în eventualitatea în care ar fi candidat pe colegiul din Copou. E un alt motiv pentru care ați ales alt loc în care să candidați? Nu m-am uitat după sondaje în momentul acela. M-am uitat la șansa de a putea fi, de a putea reprezenta și partidul, și ARD-ul, și Alianța România Dreaptă, și Forța Civică în Parlament. Până la urmă, nu era un calcul, era un calcul de un, dacă vreți, de o luciditate foarte rece. Dacă ar fi fost să fie pe emoție, evident eram în Iași. Dar ce vreau să se înțeleagă? Am rămas cu regretul că nu m-am luptat la Iași. În același timp însă, știam care este situația aici. De asta l-am apreciat pe Teodor Baconski, că a venit să candideze la Iași, el fiind profund nemulțumit de felul în care a fost tratat de PDL, al cărui membru este. Și m-am bucurat să știu că în locul gol pe care l-a lăsat Mihai Răzvan Ungureanu a intrat Teodor Baconski. Cu, cred eu, multă onoare și cu un merit bine primit peste tot. Cum vi se pare orașul Iași în ultimii ani? Dacă... Cum l-ați regăsit? Cum îl regăsiți? Să știți că dacă iar vă spun că orașul este gri, mă sună primarul Nichita și spune că n-am dreptate. Și să vi s-a mai întâmplat? Mi s-a mai întâmplat. Am spus că orașul e gri și a sărit primarul Nichita de doi coți în sus și s-a supărat pe mine că e gri. Acum nu e gri, că e luminos, bate soarele în el, dar aștept să se termine imaginea, să se închidă odată șantierele de infrastructură care fac ca orașul să arate ca un oraș ieșit din bombardament. Doi, n-am înțeles și ce îmi va spune primarul Nichita, probabil, dacă va avea argument, nu știu. Aștept la... Dar la trecut a avut argument când v-a sunat? E, are și el emoțiile lui, are orgolie primar, știe foarte bine că e ultimul său mandat, în fine, știe foarte bine că oricum... Dar dorește, din păcate, să rămână în istoria orașului Iași. Vă spun așa cu zâmbet, că îl simpatizez pe primarul Nechita, îl știu de foarte mult timp. Dorește să rămână în istoria orașului Iași într-un mod în care mie îmi creează semne de întrebare. În ce sens? Nu am înțeles, că despre asta începusem să vă spun. Am înțeles de ce a dat jos TEI. Nu am înțeles de ce a doborât TEI. Fac parte din amintirile mele cele mai frumoase de adolescență și de studenție. Și nu mi-am imaginat niciodată un oraș ca orașul meu natal, în plină lună mai, să nu fie inundat în parfumul teilor. Teii sunt partea istoriei, a identității, a imaginii pe care toată lumea o are despre Iași. Reprezentanții municipalității oricum au primit o amendă pentru această acțiune, pe care o vom plăti cu toții probabil de la bugetul local. Vorbesc despre faptul că în acest loc nu sunt sau s-a regândit proiectul urbanistic, dar anul trecut au plantat peste 1000 de tei, conform declarațiilor viceprimarului municipiului Iași. Nu știu, poate că este așa, habar n-am, însă acum când am venit, n-am mai fost în Iași de câteva luni bune,
am venit pe bulevard, pe Ștefan cel Mare, am descoperit un oraș ca un școlar tuns zero. Dacă ați observat, nu există coroane, copacii proaspăt plantați încă n-au germinat, n-au ajuns să înverzească, nu sunt încă vitali, probabil. Și orașul dintr-o dată a coborât în înălțime. Teii erau de două ori mai înalți decât actualii copăcei, aveau coroană bogată, erau ampli și dădeau prin forma lor o dimensiune mult mai maiestoasă centrului urban. Acum te uiți și vezi calcanul străzilor. Ce vedeți? Și al caselor. Un oraș mic, un oraș scăzut, un oraș care își pierde din verticalitate, înțelegeți? Este un oraș care rămâne undeva la nivelul etajului 1. Teii dădeau etaje superioare. Dintr-o dată, biserica trei erarhi e bisericuța. Frontul caselor, vechile case comerciale de la Ștefan cel Mare, de o parte și de alta, din la primărie spre Casa Cărții sau de la biserica trei erarhi către mitropolie, dintr-o dată par banale. Și au pierdut misterul. Își pierd umbra. Sunt făcute la sfârșit de secol XIX sau început de secol XX și fiind eclectice, au o grămadă de, o mulțime de ornamente exterioare. Ornamentele exterioare cer jocul luminii și al umbrei, pentru că altminteri este o fațadă chici. Acum a ajuns, știți cum este? Este un oraș peste care cade, în momentul de față, lumina unei lămpi de sală chirurgicală. Alte dezamăgiri aveți vis-a-vis de Iași, de ce ați revăzut în Iași? Vă pot spune ce nu-mi place nu de azi, de ieri, ci în general. Și aici îi fac un reproș primarului Nichita. L-aș fi vrut mult mai creativ ca primar în ceea ce privește identificarea orașului Iași nu pe harta țării sau pe harta politică a PSD-ului, unde înțeleg că strălucește. Ca identitate, ca necesitate a României. România încă nu simte că are nevoie de orașul Iași. Ori ca să simtă că are nevoie de orașul Iași, are nevoie de mari proiecte care să genereze interes național pentru Iași. În afară de proiectele de infrastructură la care orice proiect, lucrăm încă. Orice ce proiect. Mă refer inclusiv la dimensiunile sale culturale, academice, universitare. Mi-ar fi plăcut să-l văd pe primarul Nechita luptând îndârjit, legându-se cu lanțuri de Ministerul de Interne și să spună nu plec de aici până când arhivele statului de la Iași nu sunt puse în ordine, nu există fonduri pentru a termina refacerea clădirii, pentru a securiza depozitele de documente și așa mai departe. Vă zic pentru că știu situația de acolo. Îl vedeți în stare să facă un asemenea gest? Eu în locul lui aș fi făcut un asemenea gest. Eu în locul lui m-aș fi bătut ca acest oraș să aibă dramul de demnitate pe care îl bine merită de la o întreagă țară. Dar în momentul în care țara nu simte că are nevoie de Iași, dar simte că are nevoie de Sibiu, eu primar nu-mi pun întrebarea ce de fac. De ce credeți că nu se bate primarul? Nu spun că nu se bate. V-am dat un exemplu. Probabil că insistă pentru proiectele sale. Și înțeleg că ceea ce încearcă să facă, o face pe seama fondurilor europene. Bravo lui, foarte bine. Deci, ca primar, sigur, pe partea lui de primărie, probabil că își face treaba bine. Nu știu, n-aș putea să comentez. Amintirile disputelor mele cu el se opresc la momentul când eram eu prim-ministru și el un primar foarte galant cu mine. Dar ce înseamnă foarte galant? Galant. Știa atunci că sunt ieșean. Dar probabil că are nevoie de o echipă care să-i atragă atenția că primăria înseamnă ceva mai mult decât a pune țevi. Ceva mai mult decât a pune țevi. Iar primăria unui oraș cu pretenții și cu istorie nu înseamnă doar a face șanțuri. După asta ce poate să o facă și un om fără creativitate. După ce nu ați mai fost prim-ministru, a mai fost galant cu dumneavoastră? Ei, el e amabil oricând, nu e problema de asta. Acum separăm raportul personal de micile noastre ironii. Care sunt relațiile dumneavoastră cu ceilalți lideri locali? Mă refer la președintele Partidului Național Liberal, Relu Fenechiu.
Mi-e teamă să spun, dar domnul Fenechiu nu mai este un personaj frecventabil. Nu înseamnă... Ce înseamnă frecventabil? Frecventabil înseamnă... La ce vă referiți? În politică, frecventabil înseamnă un om pe calitatea căruia să poți paria. Domnul Fenechiu și-a dorit de atât de mult timp să fie ministru, încât momentul în care a ajuns ministru, cred că a însemnat pentru el un șoc. Are o problemă penală gravă. E treaba domniei sale că rămâne în guvern. Și mă bucur că nici premierul guvernului nu-și dă seama ce ghiulea politică are agățată de picior. Argumentul este încă nu s-a dat un verdict definitiv în justiție. Problema nu este argumentul și verdictul. Problema este, până la urmă, percepția pe care o ai în momentul în care tu, țară, îți asumi un guvern în care se află oameni cu grave probleme penale. Sigur, cu semnul întrebării deasupra. Nimeni nu-l tratează pe domnul Fenechiu ca fiind un inculpat. Ca fiind altceva decât un inculpat. Nu este un condamnat. Nu este în pușcărie domnul Fenechiu. Nu știu ce l-așteaptă pe domnul Fenechiu. Nu e problema mea, e problema justiției. Dar în momentul în care știi că ai chestiunea asta, doamne, un minim bun simț politic, dacă vezi că premierul nu-l înțelege, îl înțelegi tu, că ești matur. Un minim bun simț politic te obligă să te recuzi de la o asemenea demnitate. Pentru că lipsa unei moralități elementare în funcțiile de înaltă demnitate generează precum o lepră, o imagine negativă extinsă asupra întregului guvern și îl face necredibil în ochii unui partener occidental. Și pe bună dreptate se spune, există percepția care e consolidată ca adevăr. Aveți oameni penali în guvern, sunteți necredibili. Ce veniți să vă așezați la masa noastră? Și asta la Bruxelles, că e vorba de MCV, că e vorba de Schengen. Este răspunsul acesta. Lipsei de credibilitate. Atâta înseamnă resursa umană politică de înaltă calificare a USL-ului, încât ești nevoit să cazi la pace cu președintele celuilalt partid component al USL, vorba de PNL, tu, premier și președinte de PSD, încât să accepti să-ți fie băgat pe gât un om cu grave probleme penale. Din Partidul Democrat Liberal de la Iași. Iar în ceea ce privește pe domnul Fenechiu, am o dezamăgire și mai mare în ceea ce privește faptul că la rândul său îl suspectez de lipsă de caracter profundă. Pe ce vă bazați când spuneți acest lucru? Pe faptul că la un moment dat nu știe să... nu are responsabilitatea ceea ce spune. Confundă, ca mulți alții de fapt, și asta e o chestiune de instrucție personală, confundă politețea cu o slăbiciune. Ba mai mult decât atât, nu înțelege că politica nu înseamnă neapărat relație personală. În momentul în care, în politică fiind, om politic, încep să aduci argumente atacând la persoană, o faci din două motive. Ești slab și prost, ca să nu ne mai ferim de cuvinte, sau ești disperat, sau și una și alta. Am avut dezamăgirea asta cu domnul Fenechiu, pe care eu știam altfel. V-a atacat la persoană? Atacuri la persoană în trecut și nu le uit. Bine, a încercat el să-și ceară scuze prin intermediari, dar nu-l uit, n-am cum să-l uit. Nu înseamnă că n-am să-l salut, e natura mea. Ni-l reamintiți? Cum? Ni-l reamintiți? Nu are sens. Nu, că ca argument. Dar îl fac un personaj pe domnul Fenechiu. Deja vorbesc mult prea mult despre dumnealui. Chiar nu e un personaj. E întâmplător ministru. Dar e o mare deficiență de caracter. Și o constat cu amar. Că altă dată avea un alt fel de comportament. Da, evident, oamenii se schimbă între timp. Foarte pe scurt, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție din emisiune. Ce relație aveți cu membrii sau liderii filialei Partidului Democrat Liberal de la Iași? Dacă vă referiți la parlamentari și foștii parlamentari, foarte bune.
cu fiecare în parte. Ei și cunosc. La actuala conducere? Domnul Surdu. Îl știu pe domnul Surdu, da. Bun, nu am cu domnia sa o relație atât de verificată și de veche pe cât aș avea, nu știu, cu domnul Sârbu sau cu domnul Oprea sau cu doamna Romaniuc, pe care o stimez foarte mult. Și aș putea continua cu nume, nu vreau să fac nimănui o nedreptate. O ultimă întrebare. Când reveniți la Iași după această scurtă vizită? Aș vrea să revin în maximum 2 săptămâni și să stau mai mult timp atunci. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de la Vocile Iașului. Și eu vă mulțumesc. Vă reamintesc adresa de e-mail la emisiunea noastră este vocileiașului@digi24.ro. După această discuție alături de Mihai Răzvan Ungureanu, vă dau întâlnire la o nouă ediție Vocile Iașului mâine seară de la ora 19:30 într-Ovidiu Mihăiuc. Seară liniștită!